Dar există un punct dincolo de care este imposibil să se mențină uniunea și armonia fără sacrificiul principiului. Separarea devine atunci o datorie absolută. Yahushua nu a cumpărat niciodată pacea și prietenia prin compromis cu răul. Viața lui Yahushua, suferința pe care a îndurat-o de la o națiune perversă, Demonstrează urmașilor săi că nu trebuie să existe nicio jerfă de principiu. Pacea se obține prea scump dacă este cumpărată prin cea mai mică concesiune către agențiile lui Satan. Cea mai mică renunțare la principii ne încurcă în cursele lui Satan. Întrebarea șabatului va fi problema în marele conflict final în care întreaga lume va juca o parte. Oamenii au onorat principiile lui Satan mai presus de principiile care domnesc în ceruri. Ei au acceptat sabatul fals pe care Satan l-a înălțat ca semn al autorității sale dar Yahua și-a pus pecetea pe cerința sa regală. Fiecare instituție a șabatului, atât adevărată cât și falsă, poartă numele autorului său, un semn de naște neșters care arată autoritatea fiecăruia. Marea decizie care trebuie luată acum de fiecare este dacă va primi semnul fiarei și chipul ei sau sigilul celui viu și adevărat Yahua. Și acum, când suntem la granițele lumii eterne, ce poate fi de atât de mare valoare pentru noi, încât să fim găsiți loial și fidel cerului, lui Yahua? Ce ar trebui să prețuim mai presus de adevărul și legea lui? Ce este atât de necesar ca cunoașterea ce spune Scriptura? În concluzie, să nu rămâneți cu ideea că sâmbăta este adevăratul șabat. Sâmbăta, la fel ca și duminica de pe același calendar catolic, sunt literalmente de origine păgână. Citatele din acest articol sunt potrivite a se aplica șabatului de pe calendarul biblic, nu de pe cel gregorian. Acesta este GPS-ul corect. Fiți binecuvântați!